Domnul Manole, bine ați venit la rubrica Soselor Picante. Unde stau? Bine ați venit la masa noastră dreptunghiulară. Astea ce sunt? Astea-s bulete pe care o să punem. Astea-s bune. Tu ești obișnuit, de fapt, la masa rotundă. Acum ești la masa Soselor Picante. Exact. Ești pregătit? Da. Perfect. Noi știm că ești un tip foarte asumat, ești un tip foarte direct. Hai să nu exagerăm cu asumarea, da? Să bag chestia asta am ca înțeles. Să te determin să... Da. Să răspund. Perfect. Ideea e în felul următor. Regula este foarte simplă. Citești întrebarea în gând, răspunsul dai cu voce tare. Lumea de acasă nu știe la ce te-ai referit. Dacă mănânciute, rupem întrebarea, iar numele rămâne un mister. Okay. Dacă nu mănânciute, ce crezi că facem? Citim întrebarea și lumea știe la cine te-ai referit. Așadar, ia uite aici, primul răspuns trebuie să vină de la tine, iar eu pregătesc primul sos. Citești în gând întrebarea, Marius Manole. Nu există cuvinte, nu știu, hai băi măruță, ce e asta, nu? No. Stai puțin să mă gândesc că spun, dar nu știu care e cea mai... Stai dar, nu, eu îl pun, eu îl pun aici să rămână. Ideea... Ui, mai scuturi tu asta? Da. Deci tu, ideea e în felul următor. A, gata, știu, Dan Puric. Cum? Dan Puric. Dan Puric? Da. Stai să văd mai departe. Citesc? Da. Nu mănânciute, citesc? Da. Numește un coleg de breazlă care te-a dezamăgit și nu vei uita vreodată gestul lui. Dan Puric. Dan Puric. Nu detalii. Am întrebat. Da. Acum, în tot ce face, în tot ce a făcut. Deci nu e numai un gest, e mai multe. E mai multe gesturi, ca să zic așa. Da, a fost ceva personal așa? Nu, după gustul meu e ceva, na. Na, nu, n-are rost, nici n-are rost. Ok, perfect. Ai dat un răspuns, da? Da. Ia să vedem. Întrebarea cu numărul 2. Ia să vedem, voi, Marius. Da, e o chestie știută, am făcut-o pe, a fost pe față, dar stai puțin. Stai puțin, stai puțin, stai două secunde. Stai un pic acum. Ah, fuck. Stai un pic. Mănânc picant. Zi, dai numele. Mănânc picant. Băi, nu, trebuie să dai numele. Lumea nu știe la ce ne-am referit. Rupem bine. Întrebarea. Stai puțin, stai, nu mănânc picant. Ba da, pe vezi, nu schimba acum. Joacă bine, corect. Nu, gata. Dar avansul la modul... Da, în glumă. Lidia Buble. Dar și mie mi-e drag de ea. Citim? Da. Spune numele unei vedete din showbiz românesc care ți-a făcut avansuri. Dar la modul Lidia Buble. Dar la modul declarat și unul și altul, deci nu e nicio... A fost reciproc. Da. Și era pe timp când nu mai era cu Răzvan. Am înțeles. Deci nu am intrat... S-a continuat mai departe? Da, s-a mers departe, tare. Păi a mers până la, cred că până la Victorie. Am înțeles. M-a dus cu... Unde să mergem mai departe? Bravo. Pe ce bază? Mă, dar Lidia Buble, că tot urmăresc tot felul de lucruri, nu venea dintr-o familie de... Ba da. Ba da. 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 Și foarte drăguță. E, și foarte, e umor după ea. Era doar o întrebare. Da, vine din familie, dar cred că și-a depășit familia. Cred că familia o reneagă în fiecare zi. Nu, ei sunt mulți frați care se iubesc foarte tare între ei și sunt foarte... Perfect. Așa. Să mergem mai departe. Ia să vedem. Până la urmă, tu mănânci tu iute aici. Pe Marius Manole, oamenii buni, îl vedeți și pe ProTV Plus, e la masa rotundă unde mănâncă tot felul de lucruri cu invitatele și invitații. Eu? Da, tocmai de-aia e numărul 3 acolo, că știam că o să joci așa. Emilian Oprea. Emilian Oprea. Stai să mai găsești. Emilian Oprea, caută ciucă din Vlada. Da. Și, dar la modul nu că... Nu, da. Da, nu, tu dai nume și vedem după aia dacă citim. Emilian Oprea și... Stai un pic să mă gândesc. Că trebuie să aleg pe campioni. Da. Nu aleg pe aia mai jos. Campion, dată, Champions League. Da, aia de sus. Eu, Emilian Oprea și... Poate să fie și femeie, poate să nu contează. Nu, no, dar femeile nu, okay. Nu fac no. Asta. Nu. La cine? Băieți. Păi zi, mai zi, Emilian Oprea? Deci eu să pot să-i zic ca să nici nu-i jignesc pe oameni, că ăștia măcar știu că mă bat, dar mă bat acasă. Eu, Emilian Oprea... Salut, Emilian! Altex Bogdan! Cine? Altex Bogdan. Alex Bogdan. Alex Bogdan, pe bune? Leu! Băi! Hai, că ați aflat o noutate, ce să zic? Pe bune că da! Deci Alex Bogdan? Da! Da, Champions League? Păi...
Da, noi suntem medaliații. Adică am ales medaliație podiumul. Citesc sau mănânc iute? Nu mănânc iute eu, eu nu mănânc azi iute. Numește trei actori cărora le place să treagă la măsea. Marius Manole. Eu. Emilian Oprea. Alex Bogdan, ai poza cu Alex Bogdan? Să tragă la măsea, să dea cu pumnul la măsea. A, tu te-ai gândit, la ce te-ai gândit? A, nu, 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 erau alții, scuze. Da, da. Am greșit, erau alții. Am crezut că să dea la măsea. Fii atât că mai am niște întrebări pentru tine. Sunt la sosurile picante, iar acum este timpul să lansăm întrebarea zilei pentru concursul să-ți meargă de un plin. Eu sper că ați fost atenți la emisiunea noastră. Întrebarea este foarte simplă. Cum îl cheamă pe antrenorul cu care Ana Maria Brânză a câștigat medalia de aur de la Beijing? Așadar, răspundeți la numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Am avut și o scrisoare de la dumnealui. Eu atât v-am zis, puteți să câștigați premiul, da? Ciucă, tu când mai mergi pe la benzinării, ce mai faci, mă, tati? Uneori îmi cumpăr bilete la concerte. Hai, lasă-mă. Serios? Ai aflat că se dă drumul la treabă și ușor, ușor la benzinării știi că poți să găsești bilete la concerte. Da. Hai că abia aștept să meargă treaba și să nu mai încerci bilete la concertele Andrei, te duci la benzinărie. Continuăm. Marius Manole, actor emerit, oameni buni, alături de noi astăzi la emisiune. De tine e vorba, Marius. Da, da. Medaliat, dar dezmedaliat din propria inițiativă. Trecem la întrebarea cu numărul 4. Același lucru, o citești în gând întrebarea, după care răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare. Aici sunt două. Dăm două, nu ne deranjează. Deci dăm prima dată răspunsul și apoi vedem dacă citim sau nu citim două. Opa! Și vedem dacă te-ai căsă, dacă mănânc iute sau nu. Hai. Nu e mănânc iute. Deci ar fi, am zis Lidia Buble. Da. Și ar mai fi Irina Rimes. Păi și trebuie să alegi. Irina Rimes, că e moldoveancă. Irina Rimes? Da. Sigur? Da. Numește o persoană din showbiz românesc cu care te-ai căsători și mâine. Mâine nu, că am treabă, dar apoi mâine sigur mă duc. Lidia Buble și Irina Rimes, iar la masa rotundă câștigă Irina Rimes, mergi pe moldoveancă. Mai rău, Lidia, dar eu în familia acolo la tine mă pierd. Eu mai și în jur, mai la masa aia nu o să pot să fac cum da, fac. Da, nu eu. Cred că asta o problemă, sunt obișnuiți părinții cu Lidia și ea, eu mai non-conformist așa. Da, dar mă pun la rugăciune, la post, eu nu pot. Păi nici ea nu pare că mai poate. Mă rog. Bun, hai să citim întrebarea cu numărul 5. Pe care nu. Nu dăm doar un nume. Așa. Ok. E un nume, nu? Da, da. Poți să dai 3 nume dacă vrei. Da. Poți să dai 5 nume, mănânci, uite și apoi nici nu mai contează. Dar fii atent, nu te gândi numai din Păi, da. Da. Iar trec numai la... A, ba, da, scuze. Da, da. Păi așa okay. Am spus. No. Băi, da, seama, mi-am dat seama. Păi, da. Și n-ai voie să repezi numele pe care s-au mai spus aici la emisiune? Păi nu s-au mai spus. Costel Constantin. Costel Constantin, caută poza... Citesc? Da. Bă, pe bune? Jur. Numește un actor pe care nu-l suporți... Nu scrie, nu suport scrie? Nu l-ai chemat vreodată? Nu la scrie, emisiunea, nu suport, nu l-ai chemat niciodată la emisiunea Masa Rotundă, da. Emisiune pe care o prezinți pe ProTV Plus, exact cum ziceam. Deci încă o dată numele? Costel Constantin. Rămâne sigur? Da, da, bătut în cuie, de o viață. Da, de ce? Ia să vedem, asta e poza? Da, dacă n-ai nimic, n-ai ce, că am și jucat joc cu el. Da? Uh-huh. Nu l-ai chemat? Da, nici el nu mă suport, așa că suntem chit. Nu-l suporti? Nici el pe mine. Dar tu cum ți-ai dat seama că nu te suportă? Hmm? Tu cum ți-ai dat seama că nu te suportă? Că nu mă suportă. El e cu alt partid. Totul la politică, ha? Nu numai la politică, dar și la bancurile spuse în culise. Mă rog. Am înțeles. Aia. Ia. Hai să mergem. Oh! Dacă ceșa asta era... Dacă ceșa asta, luam premiu. Exact. Medalia. N-ai luat tot ce ai luat de pe jos? Da, trebuia. Oricum n-a stat mai mult de 3 secunde, e ok. Și dacă și-o merg pe aceeași de gură. 3 nume? 3. Mamă, ce m-a prins la ultima frățioare. Deci la ultima, Ciucă, cred că gustăm puțin o buletă cu ceva sos picat. Da, gata. 3 nume. Păi nu. Ba da. Ia. 3. Ne-am vrut să ne asigurăm că mănânciute.
N-ar av- da. Deci. Stai. Unu, doi, trei. Stai. Nu trebuie să dai explicații, deci știu, dacă simți la un moment dat. Nu. Cruduța. Daniela Crudu? Da. Știu bine cine. Andreea Tonciu. Bă, ești nebun. Bianca Drăgușanu. Și o listă mare de tot. La revedere, nu citim? Tabără dragă. La revedere, noi, Doamne. I-ai dus medalia președintelui înapoi și nu citim acum ce ai zis? Nu, n-are sens. Că... De ce? Deci, Daniela Crudu, Andreea Tonciu, Bianca Drăgușanu... Mantea, tata, tata. Andreea Mantea? Cine e Andreea Mantea? Sau ce ai zis? Cine a zis Mantea? Tu ai zis ceva mai devreme? Doamne ferește, nu a zis Mantea. Dar ai zis ceva după Drăgușanu? N-am zis nimic. Sau ai zis mamă? Mm-mm. Ai mai Mantea. Da, ce scuce. Eu ți-am zis că are, eu ți-am zis că iute. Mai. Nu te pleci acum. Oleu. E ok, e ok. Stai. Nu. A început nu părea așa. Cum? Nu, eu ți-am zis că la început nu părea așa. Dar am fost corect cu tine și sincer, de câte ori ți-am spus că iute? Vale. Vai de mine. Hey! Mamă. Mamă. Ce, chiar e iute, a? Unde pleci? O, da naiba. Vezi că aia e acidă, mai rău. Mm-mm. Mamă, deci e jale, a? Vai de mine. Vai de mine, Cătăline. E iute, a? Vezi că e acidă. Vai de mine. Bă, a fost hai, corect. Mă, da. Eu am crezut că e o misiune de televiziune. Nu vă bate joc de oameni, frate. Eu ți-am spus. Vai. Eu ți-am spus ție. Vai. La început. Te rog frumos, ai grijă că e iute. Mi-ai spus, dar... Ți-am spus... Ți-am spus ai grijă că e iute. Ți-am spus zi, pune puțin, mai scutură așa, nimic. Vai de mine. Tu Batman, Batman. Ce, ia un loc aici. Oia, cine mănâncă așa? Ce, da, numai o secundă. Tu ai semnat hârtia aia înainte? Nu. N-ai semnat? Nu. Nu, cum n-ai semnat? N-am. Opa. Tu vorbești serios că n-ai semnat? Nu, nu, nu băga așa, că nu, e ceva... Beau? Da, lapte era mai bine. Dar acum lapte, portocală. Ideea, știi ce vreau să zic, Marius? Vai, mă rog că iau 4.000 pe apariția asta. Mamă. Deci, tu acum ce faci? Iei lapte. Fac pe naiba să mă ia. Apă. Ferească Dumnezeu. Cozonac. Haideți să spun, mâine pe la ce oră te trezești de dimineață? O să-ți aduci aminte de noi. Eu cred că nu o să mă trezesc. Nu, o să-ți aduci aminte de noi mâine de dimineață. Știu. Să vezi. Pam, 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 pam! Ai, mine, nu, e iute, e nasol, ți-am zis. Și avea mai multe. Da, te-ai mâncat iute pentru... M-a ajutat fetele aia, trei. Cine? Bianca Drăgușanu ai mâncat pentru ea iute, pentru Daniela Cruduțu și ai mai zis Andreea Tonciu. Mantea. Tonciu, mă, tot Mantea. Mantea, Tonciu am zis. Păi Tonciu. Tu ai ceva cu Mantea, dar e Tonciu. Nu știu cine e Mantea. Andreea. Nu știu. E frumoasă. Cred. De aia nici nu știu, că la ce să se uite aia la mine. Exact, mamă, dar ți-au dat și lacrimile. Băi, de nică, băi. Frate, dacă mai vezi la emisiunea asta, nu mâncați în ăsta roșu. Totul, toate. Spuneți tot că dacă nu vă ia gura foc. Mi-a făcut buzele de alea cu botox. Nu, dar ideea știi care e? Că revine chestia asta. Adică o să vezi că mai ai așa câte un cala cu tremur. Îți dau telefon de câte ori revine. Până de seară și mâine dimineața la 6 ce sunt? Ce faci, Cătălin? Nu știu dacă o să fie chiar așa, cred că o să fie Cătălin, ce faci cum e la tine? Cam așa cred că o să fie. Oh, God. Ok, deci de sărbători pleci, ai zis, de Crăciun, de Anul Nou? Întâi sau joc. Că nu se știe? Joci. Unde te vede lumea la teatru? Nu. Nu, nu obișnuiesc. Nu, pe online, pe 23... Da. Pe 23 decembrie avem un spectacol foarte frumos cu Ana Pelea, Oscar Ștantiroz. Superb. Pe online unde? De unde? Care se poate vedea în toată lumea. Și unde o să... Pe un picior de plai, așa se cheamă platforma. Pe un picior de plai, ok. Pe Gură de Roi. Și? Dacă mai apuc. Pe 23. Uh-huh. Pe 23. Și în rest am multe spectacole. Craiova, plecăm la Brașov, plecăm... Ideea e, puteți să-l căutați pe Marius Manole, pe pagina lui de Facebook, pe pagina lui de Instagram. Cozonacul ți-a sticățile. Chiar a fost iute. Eu ți-am zis să ai grijă. N-am crezut că așa de... N-am mâncat nimic în viața mea mai iute. E foarte iute. Crede-mă, e dar Dumnezeu iute. Dar ce-ai vrea să pui ceva așa, mâncare? Tu știi că Andreea Marina a câștigat Mask Singer? Știu, aseară am văzut. A fost Mama Pădurii. Știu, am văzut. A jucat bine? N-am văzut-o. Păi a câștigat? Păi, dacă a câștigat, înseamnă că a jucat bine. Hai că era juriu acolo, domnul. Da, exact. Alex Bogdan, după...
Acum îl primesc cu alți ochii. Chiar uite-te așa la el că merită. Alex, scuze-mă. Exact. Haideți să vedem cum a trăit Andreea, Marina, oameni buni, experiența Mass Singer. Să vedem despre ce e vorba și mulțumim lui Marius Manole. Îl așteptăm de fiecare dată cu mare drag aici. Și baftă cu masa rotundă. Mulțumesc frumos.